Frica rușilor de mobilizare se vede tocmai din cosmos. La granița cu Georgia, rândurile de mașini care vor să iasă din țară se întind pe o distanță de aproximativ 20 de kilometri, iar coada se vede tocmai din spațiu. Oamenii sunt nevoiți să aștepte zile întregi pentru a traversa hotarul. Între timp, autoritățile de la Moscova intenționează să amplaseze acolo un punct mobil de recrutare, iar mai multe blindate au fost observate în zonă. Паспортный контроль можно проходить пешком, без автомобиля, без велосипеда, без какого-то транспортного средства. Резко образовалась в течение 5 минут колоссальная пробка уже из людей. По той стороне выезжают автотранспортные средства, в том числе грузовые. Сарафанное радио работает очень быстро, и люди бегут занимать очередь. Aceste imagini au fost filmate ieri la Verhnii Lars, singurul punct de trecere a frontierei dintre Rusia și Georgia. Mii de bărbați încearcă de câteva zile să iasă din țară pentru a scăpa de mobilizare. În zonă s-au format cozi uriașe de mașini, care ajung la 20 de kilometri, iar coloana se vede până și din spațiu. Potrivit agenției de presă rusă TASS, aproximativ 3.000 și jumătate de mașini sunt la graniță. В обе стороны просто колосальная пробка. Нейтральная зона стоит уже больше 9 часов. Машины двигаются со скоростью 1 метр, 1 час. Unii oameni susțin că nu vor să fie complici la războiul inițiat de Rusia în Ucraina. Наш президент, объявив войну сопряженному государству на совершенно каких-то нелегитимных основаниях, присоединив их часть, пытается сейчас ввязать население в братоубийственную войну. Iar alți bărbați le-au mărturisit jurnaliștilor străini că au fost nevoiți să plătească mii de dolari pentru a ieși cât mai repede din țară. Мы заплатили 1200 долларов, чтобы нас довезли до за 3 километра до границы из России. Да, то есть, потому что если ты стоишь честно, да, то есть покидание России может затянуться минимум на 72 часа, минимум. Мы, заплатив все эти деньги, выезжали ну, где-то часов 30. Între timp, Ministerul Rus de Interne a anunțat noaptea trecută că la punctul de trecere respectiv va fi amplasat un punct de mobilizare. Autoritățile ruse nu au menționat când anume va fi constituit, dar ieri, în acea zonă, au fost observate blindate. Alte imagini surprinse astăzi arată tehnică militară care se îndreaptă în zonă. Aglomerate sunt și trecerile de frontieră cu Finlanda, Mongolia și Kazahstan. Președintele kazah, în trecut un aliat al lui Putin, a spus că îi va proteja pe cetățenii ruși care fug de război și a condamnat din nou invazia rusească. Disperați, unii oameni încalcă legea doar pentru a scăpa de mobilizare. Este și cazul unui bărbat care a traversat un râu înotând spre Estonia. Acesta a fost prins și întors în țara sa de origine. Între timp, principala companie Avia din Turcia a anunțat că suspendă toate zborurile către Belarus și Rusia până la sfârșitul acestui an. Cozi kilometrice la granițe, dar și haos în aeroporturi s-a creat după ce președintele rus Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțială a rezerviștilor.